Pacea Domnului! Mă bucur foarte mult să fiu alături de voi și sunt într-o postură inedită. De obicei nu vorbesc de la amvon, gesticulez mult, mă mișc mult și îmi place să-i privesc pe cei cu care interacționez în ochi. Doar că sunteți atât de mulți încât îmi cer iertare pentru că nu o să pot să fac asta cu toți. Astăzi m-am tot gândit ce aș putea într-un timp așa de scurt pe care l-am la dispoziție să vă expun și în același timp să fie, sper eu, de impact. Și am ales să abordez o temă de care suntem puțin conștienți, în sensul în care vorbim mult, dar deseori vorbele noastre sunt niște stereotipii, adică ca niște ticuri verbale, și anume despre te iubesc. Dragostea necondiționată. Pentru că îmi imaginez că cei mai mulți din sală sunt și părinți, o să abordez un pic tema și din această perspectivă a familiei părinte-copil. Și aș vrea să pornim de la un text biblic pentru care am nevoie de ajutor. M-ar ajuta foarte mult ca aceste 20-30 de minute pe care le petrecem împreună să le petrecem un pic mai dinamic, să nu fiu doar eu cea care vorbește. Deci, prin urmare, am nevoie de un microfon în sală. Dacă mă puteți ajuta? Da, sigur. Ok, perfect. Și am nevoie de cineva care să-mi citească acest text extraordinar din Corinteni 13, pe care cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, pentru că acolo învățăm ce înseamnă iubirea. Ia să vedem cine e curajos, cine vrea să ne-l citească. N-aș vrea totuși să apelez la sora mea. Perfect. Adică... Așa, apropo, suntem și de mamă și de tată, să știți, surori. Și în Hristos. Da. Tot capitolul? Până la 13. De la 4, hai. 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 până la 13. Da. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Mulțumesc foarte mult. Amin. Sună foarte bine. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați putea recita acest pasaj. Dar acum, spontan, aș vrea să dăm o definiție a dragostei pe care o trăiți, pe care o simțiți în viața de zi cu zi. Mâna sus, care cine poate să-mi spună ce înseamnă iubirea din viața de zi cu zi? Curaj! Dacă ne ia așa mult, să mă gândesc că ce? Că nu prea conștientizăm lucrul ăsta? Am spus așa, că este răbdătoare. Hai să vedem, în viața de zi cu zi, cât suntem de răbdători? Mâna sus, cine este răbdător în viața de zi cu zi? Oh, copii, bravo, așa, da? Dar, oricum, puține mâini. Apoi, este binevoitoare. Câte gesturi de bunăvoință, de câte ori pe parcursul unei zile ne arătăm bunăvoință față de cineva?
Iar, să îndrăznim să ridicăm mâna. Așa. Bravo. Nu este invidioasă. Ni se întâmplă pe parcursul zilei să simțim invidie, poate, așa cumva că noi care ne străduim să facem lucrurile bine, uneori nu ne ies așa cum ne așteptăm și sunt oameni în jurul nostru care își văd interesul propriu și care reușesc parcă mai bine decât noi și poate că uneori simțim un soi de invidie. Sigur că nu o să facem nimic împotriva lor, dar simt în inima mea cum, ca și cum ar fi o nedreptate. Dar minunat pentru toți aceia care reușesc să nu simtă asta. Spune așa că nu se laudă. E foarte adevărat că noi în biserică învățăm umilința. Și aici este un concept pe care aș vrea totuși să-l abordăm dintr-o perspectivă diferită. Într-adevăr, nu ne lăudăm cu lucrurile pe care noi le facem ca și când ar fi exclusiv datorită nouă, pentru că ar fi împotriva credinței noastre. Noi suntem creația lui Dumnezeu, deținem o mulțime de daruri, de abilități, pentru că Dumnezeu ni le-a oferit. Partea noastră este cea muncită, este cea în care noi am depus efort. Pentru aceasta e bine să ne laude alții, dar putem să scoatem în evidență în jurul nostru lucrurile bune, nu trebuie să stăm ascunși la noi acasă, pentru că cei din jur n-o să vadă lucrarea lui Dumnezeu prin noi. Aici putem vorbi de o laudă sănătoasă care să ne ajute să ne simțim și bine în pielea noastră, fără să ne facă îngânfați. Da? Apoi avem să ne purtăm cuvincios. Cuvincios înseamnă de la a spune bună ziua, a te abține să dai o replică atunci când ești nervos și hai să ne gândim în viața de zi cu zi. Câți dintre noi reușim, într-adevăr, să avem un autocontrol perfect și atunci când ne supără copilul sau soțul sau soția sau colegul sau șeful, nu ne crește tensiunea și nu vrem să dăm o replică și uneori cunosc părinți care își mai lovesc și copiii sau cunosc soți care își lovesc soțiile sau soții care sunt foarte agresive verbal și acolo nu se mai vede iubirea lui Dumnezeu. Și acolo este tristețea mea cea mai mare când văd aceste abuzuri și această agresivitate în rândul familiilor din biserică. Și spun lucrul acesta ca cineva care cunoaște, pentru că am acces la aceste informații. Și o spun pentru toți cei care au urechi să audă. Iubirea lui Dumnezeu nu este una declarativă, iubirea lui Dumnezeu este una trăită, simțită. Doar atunci este cu adevărat o iubire demnă de laudă, ca să spun așa. Spunem că nu este egoistă. Iar ne facem o autoanaliză în fiecare zi. De câte ori spunem că eu vreau așa, în pofida cerinței celuilalt, ce arătăm acolo? Deschidere? Nu prea. De obicei, aș vrea această mică întâlnire să fie așa ca o autoanaliză permanentă, din care eu să văd cât de răbdător am fost astăzi. Cât de binevoitor am fost astăzi, cu câtă blândețe am vorbit în jurul meu, cum am reacționat atunci când m-am simțit frustrat sau nedreptățit, pentru că ni se poate întâmpla și asta. Dacă am simțit, nu știu, că m-am concentrat mai mult pe mine în loc să fiu atentă la nevoile celuilalt sau atent la nevoile celorlalți. Apoi spune așa, că nu ține cont de rău. Oare? Nu facem noi așa glumițe în care îmi spune, ți-am spus că trebuia să o iei pe aici. Ți-am spus că n-ai făcut bine. Simțim nevoia, din păcate, să scoatem ochii sau să ne scoatem în evidență. Și de obicei se întâmplă asta atunci când nu ne simțim confortabil cu noi. Ori de câte ori suntem, noi numim asta cu un oarecare complex de inferioritate, cu o stimă de sine scăzută, care, atenție, deseori este confundată cu umilința. A fi umil înseamnă a fi modest. Nu înseamnă a avea o stimă de sine scăzută.
E o diferență enormă între a nu da doi bani pe mine, adică să cred că nu sunt bun de nimic și că orice aș face este greșit, și eu n-am cum, dacă așa cred despre mine, cum ar putea să iasă lucruri bune din mine. Deci dacă eu cred despre mine că sunt nevaloros, că nu sunt mare lucru, cum ar putea din acest corp, minte, suflet să iasă lucruri bune? Vor ieși lucruri făcute pe jumătate, cu frică. Și atunci ideea este de a avea sentimentul, în primul rând, că suntem valoroși pentru că suntem creația lui Dumnezeu iubită. În noi și-a pus toată dragostea. Umilința înseamnă modestie. Și atunci când eu mă simt bine în pielea mea, voi avea grijă să răspund nu ca să-i demonstrez celuilalt cât de minunat sunt, pentru că dacă fac asta tot timpul, înseamnă că am nevoie tot timpul să demonstrez că sunt un om valoros. Și de aici apar de cele mai multe ori conflictele și vă spun din experiență proprie, faptul că știu multă teorie și am și multă practică, nu înseamnă că eu mă port impecabil în fiecare zi. Dar avantajul pe care eu îl văd în ce mă privește și pe care aș vrea să-l aveți și dumneavoastră este să conștientizați. Când am dat o bară, trebuie să am un moment în care un clopoțel care să-mi sune în creier și să spună acum ce fac. Sugeram cuiva să-și pună pe frigider această definiție a iubirii, acest text, bunătate, răbdare, da, toleranță. Luăm, dacă nu știm definiția, ne uităm în Dex. Dacă nici acolo nu ne satisface, avem acest text care este extraordinar. Și vă invit să faceți asta ca să fie o aducere aminte în fiecare zi. În fiecare zi. Este suficient să am această definiție și să o urmăresc. Astăzi, cât de mult m-am apropiat de dragostea pe care Dumnezeu ne-o arată. Și am să ating o temă foarte importantă și anume aceasta a statutului de părinte. Noi vrem să fim niște părinți cum? Buni. Care oare ce înseamnă să fii părinte bun? Ok, să fii un exemplu pentru copil, da, să arătăm dragoste, toleranță, știință. Dar dacă noi nu suntem așa, copilul nostru nu are ce să învețe, pentru că nu va ști să iubească necondiționat. Dacă eu îi pun condiții copilului meu și credeți-mă că am auzit inclusiv această expresie, nu te mai iubesc dacă nu faci asta. Cum să-i spun unui copil că nu-l mai iubesc dacă nu faci, nu știu, dacă nu mănâncă tot din farfurie? Uneori sunt situații de-a dreptul absurde, da? Sau condiționăm o ieșire a copilului sau o nevoie a copilului de ceva ce el trebuie să-mi dea la schimb, dar nu o fac cu dragoste, cu explicație, ci este un târg. Atunci și copilul meu va înțelege că relația cu Dumnezeu este un târg, adică eu trebuie să fac ceva ca să-l înduplec pe Dumnezeu, la fel cum copilul trebuie să facă ceva ca să o înduplece pe mama, să-l lase nu știu unde, sau să-l înduplece pe tata să facă ceva. Și ne mirăm după aceea că avem copii în biserică care nu mai vor să audă de Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este ca noi, este un părinte, iar imaginea de părinte este cea pe care eu îi ofer copilului meu, nu are nevoie de acel părinte. Și atunci Dumnezeu nu mai este deloc atractiv. Aș vrea să înțelegeți că noi nu avem capacitatea intelectuală de a trece dincolo de ceea ce este palpabil, vizibil. Ne putem imagina, operăm cu concepte abstracte, dar ele rămân goale dacă eu nu le regăsesc în viața de zi cu zi. Adică eu pot să-L prezint pe Dumnezeu extraordinar, extraordinar, cele mai alese cuvinte. Dacă acele cuvinte alese nu se regăsesc în comportamentul meu de părinte, nu le-am reprezentat pe Dumnezeu. Și vorbim despre un concept abstract pe care în ziua de astăzi este foarte ușor să-l respingi. Și de aceea ne întoarcem la experiența trăită în familie. Dacă eu reușesc ca părinte, care sunt și copilul lui Dumnezeu, să-l îl aduc pe Dumnezeu în viața copiilor mei prin exemplul personal, este calea sigură pentru a-l aduce și pe copilul meu înaintea lui Dumnezeu. Deci asta aș vrea să fie așa o preocupare.
Și de foarte multe ori părinții se vaită că nu se simt respectați, mai ales în perioada preadolescenței sau adolescenței. Doar că apoi când intrăm în detaliu, constatăm că noi de fapt nu știm că iubirea necondiționată este legată de respect. Iar eu vă întreb acum, de câte ori ați stat să vă gândiți la felul în care îl respectați pe copil? Probabil că de foarte puține ori. Adică eu ca părinte să zic, în ce măsură eu respect nevoile copilului meu? În ce măsură sunt disponibil emoțional și fizic și ca timp să petrec cu copilul meu? Pentru că eu prin asta îi arăt respect, pentru că eu cunoscându-l pe copilul meu, voi ști care sunt nevoile lui și voi putea să îi le respect. Când voi face lucrul acesta, copilul învață, pentru că noi învățăm prin mimetism. El va învăța să facă același lucru în relație cu mine. Când eu îi arăt prima dată lui respect, el, imitându-mă pur și simplu, îmi va arăta înapoi respect. Deci respect, o definiție foarte simplă. Înseamnă așa. A simți și a manifesta respect față de cineva înseamnă a acorda atenție. Cât atenție acordăm noi copilului nostru pe parcursul unei zile? Mai înseamnă a ține seama de. Adică eu când respect pe cineva, țin seama de nevoile lui, țin seama de opiniile lui. Da? Sau înseamnă a nu neglija. A respecta pe cineva înseamnă să nu-l neglijezi, adică să nu rămână într-un cont de umbră. Eu îmi văd de viața mea, el merge la școală, ne mai vedem seara la masă, schimbăm două vorbe superficiale, dar eu nu am o relație reală cu copilul meu. Și atunci eu nu mi-arăt cum că nu-l neglijez, el va înțelege că este neglijat, indiferent de vârstă, dar mai ales la vârstele mici. Apoi înseamnă așa, a nu tulbura. De câte ori nu ne-am impus noi voința, uneori în lucrurile cele mai mărunte și aș vrea de aici să începem, de la felul în care un copil vrea să se îmbrace sau de la felul în care vrea să mănânce prânzul sau ora de culcare, toate lucrurile acestea nu ar trebui să fie un capăt de țară. Trebuie să fim în niște parametri de normalitate, dar n-aș vrea să faceți din aceasta o religie, pentru că în clipa în care am făcut o religie, din felul în care se îmbracă, mănâncă, se culcă, va veni adolescența în care o să experimentăm ce înseamnă să nu mai aibă el respect față de mine, pentru că nici eu n-am arătat respect față de el. Și o să mă întrebați probabil, bine, dar ce pot eu să-i arăt unui copil de 2 ani, de 3 ani? Întotdeauna încep cu puțin, de la faptul că îi pun în față 2-3 opțiuni bune și el la 2 ani alege să mănânce fructul X în detrimentul fructului Y. Da? Este deja implicat în procesul de decizie și așa eu îmi arăt respectul față de el. Sigur că întotdeauna voi pune niște limite și îi voi pune în față copilului meu numai acele opțiuni care sunt bune pentru el, dar ar fi de nedorit să-i spun faci așa pentru că așa am spus eu. Aș vrea să fiți conștienți de câte ori ați spus asta, pentru că toate aceste lucruri vi le spun din experiență, după 20 de ani de experiență și din experiența profesională, dar și personală. Dacă n-aș fi fost mamă, probabil că aș fi considerat că vorbesc din cărți. Dar știu ce înseamnă să simți nevoia din economie de timp, pentru că nu mai ai chef sau de energie să explici, să-i dai posibilitatea copilului să fie implicat acolo în situație, îi spun, nu mai comenta, faci asta, punct. Nu e nicio problemă, pentru că în secunda, a doua, într-o formă sau alta, atitudinea mea se va întoarce împotriva mea. Vor fi situații în viață în care, într-adevăr, trebuie să pun limite, dar acele limite vor fi acceptate dacă eu mi-am arătat respectul față de copil și copilul a căpătat ce în mine? Perfect, încredere. Și am ajuns la al treilea concept extrem de important, încredere. Eu, ca să pot să fiu un părinte iubit, eu trebuie să fiu un părinte de încredere. Și hai să vedem ce înseamnă index încrederea. Înseamnă așa, sentiment de siguranță.
Adică eu trebuie să-i dau copilului meu sentimentul de siguranță, că el se simte în siguranță în prezența mea. Și nu doar siguranță fizică, că vine tata și să vezi ce-i face lui nu știu cine, și asta. E bine și așa. Dar siguranța vine din faptul că părintele meu știe mai bine. Adică eu i-am demonstrat copilului meu că știu multe lucruri bune despre lume, despre viață, despre sănătatea lui, despre educație, despre timp, despre absolut orice, despre Dumnezeu. De aceea este foarte important să fiți niște părinți informați, pentru că dacă eu nu-i fac educație copilului meu și o face altcineva, la un moment dat eu nu o să pot să am respectul și încrederea copilului meu, pentru că el nu prea știe cum mă descurc. Ba mai mult, au fost situații în care am spus ia să vezi că o să se întâmple nu știu cum și s-a întâmplat exact pe două și deja nu mai sunt credibil. Da, nu știu, am spus că o să te duci la școală și o să iei notă proastă când ți-ai făcut tema. S-a dus la școală, a copiat, a luat notă bună, da? Dar nu așa trebuie să-i demonstrez copilului că poate să aibă încredere în mine. Pentru că eu am făcut afirmații incomplete și o să spuneți, Doamne, dar ce greu este, da. Într-adevăr, atunci când devin părinte, viața mea mi se schimbă 100%. Trebuie să-mi asum rolul de educator, ca la școală. Părintele este ca un profesor de la școală. Pentru a fi profesor la școală, muncești mult la facultate, te pregătești pentru lecție întotdeauna. Ce ai? O temă principală, ai niște obiective secundare, știi cum să predai la propriu acele noțiuni și mai mult decât atât, la final ce mai faci? Le mai și verifici. Și care profesor credeți că este cel mai admirat de copii? Cel care vine așa în față, la anvon, între ghilimele, da? Și spune tot ce are de spus și copilul stă și aproape că adorme acolo în bancă? Sau cel care îl implică pe copil în timpul predării? Cel care îl implică pe copil în timpul predării. Exact asta trebuie să fac și eu în educație. De foarte multe ori suntem în punctul în care efectiv să nu știm ce să facem. Și nu e deloc greșit să-i spui copilului, mami, tati, în situația asta chiar nu știu cum este mai bine. Hai împreună să găsim avantaje și dezavantaje. În momentul acela când copilul vede că eu mă străduiesc, mă informez, și eu am un dialog permanent cu el, va căpăta încredere în mine, inclusiv în situația în care nu știu, n-am răspuns la toate. Este mult mai sănătos să-i spun copilului meu, aici nu știu, hai să ne uităm într-o carte, hai să ne consultăm cu biserica, hai să ne consultăm, nu știu, cu prietenii. Pentru că și atunci când apărăm în postura de părinte perfect, nu este în regulă. Pentru că noi avem de la Dumnezeu o abilitate extraordinară și anume o capacitate de observație fantastică. De ce credeți oare? Pentru că este principalul mod prin care noi învățăm. De când intrăm pe lumea asta, nu facem altceva decât să observăm. Să observ cum merge mama, să observ cum mănâncă tata, să observ cum se mișcă nu știu cine. Și atunci eu prin imitație fac sau nu fac anumite lucruri. Și atunci copiii au acest simț al observației extraordinar de dezvoltat, plus că noi avem creierul făcut în așa fel încât să detectăm în prima secundă ceva ce nu este în regulă. Iar eu vă garantez că dacă acum mi-aș pune părul așa, nu știu, mi-ar sta ciudat, n-ați mai fi atenți la discursul meu. Fără să vă dați seama, ați fi preocupați de felul în care îmi stă părul, dacă ar fi neașteptat de ciufulit, da? E, de aceea copiii vor observa absolut toate greșelile părinților. Și ce credeți că o să facă? O să-i taxeze. O să-i taxeze de ce? Pentru că părintele deseori s-a îmbrăcat în haina autorității implacabile. Adică atunci când a luat decizii pentru copil, fără să se consulte cu copilul, măcar în parte, atunci el îmbracă haina autorității și copilul abia așteaptă, pe de o parte, ca să demonstreze, pentru că el veșnic va fi într-o luptă de putere cu părintele, pentru că așa suntem, asta e realitatea, abia așteaptă să greșești ca să spună, vezi, tu spui una și faci alta. Și mă întorc la ce mă doare pe mine cel mai tare. Când eu spun una și fac alta, și mai ales când vorbesc despre Dumnezeu,
când vin la biserică, când am tot felul de ritualuri, dar toate devin niște deprinderi, iar atenție, deprinderea este manifestarea semiconștientă. Adică la fel cum mergem, la fel ajungem să spunem și rugăciunea înainte de masă, la fel ajungem să facem, nu știu, seara ceva împreună sau dimineața, fără să trăiesc profund ceea ce spun. Este de preferat decât să bălmăjești ceva acolo, uneori este de preferat să nu fac lucrul ăla, mai ales în fața copilului. De ce? Că zic, Doamne, te rog, binecuvintează, măi, dar ți-am spus să nu mai faci cu tare lucru. În secunda a doi, când a vărsat ceva sau a aruncat ceva sau am întârziat la școală, mă vede nervos, nervoasă și eu abia m-am ridicat de pe genunchi. Cum credeți că o să-l înțeleagă copilul pe Dumnezeu? Că Dumnezeu e undeva acolo, departe, pentru care trebuie să facem niște ritualuri, dar el nu prea are treabă cu noi, cu viața de zi cu zi. Iar provocarea mea pentru dumneavoastră este să-l facem pe Dumnezeu viu, real, pentru că atunci ne întoarcem la icoane, la modul foarte sincer. E acolo, îl vede toată lumea, facem ritualul și am terminat povestea. Dar noi, ca biserică protestantă care are o viziune diferită, pretindem că Dumnezeul nostru este viu, că nu e pe pereți. Și ca să nu fie pe pereți, trebuie să fie aici. Și ca să fie aici, trebuie să fiu conștient în fiecare clipă de ceea ce fac. Noi în psihologie numim, trebuie să fiu prezent în viața mea. Sigur, din economie de energie, cele mai multe acțiuni ale noastre sunt deprinderi, adică automatisme, pentru că, într-adevăr, e greu să stau să mă gândesc că acum trebuie să dau pagina și cum fac, ridic colțul acesta, trebuie să ridic, da? Deci, cele mai multe acțiuni sunt automatisme, de aceea se spune că obișnuința este a doua mea natură. Dar eu, ca să ajung la o obișnuință, ce trebuie să fac? Perfect, s-o repet. E, dacă am ajuns să repet lucruri care sunt în dezavantajul meu ca părinte și să repet lucruri care sunt în dezavantajul relației mele între Dumnezeu și mine, aceea va fi natura mea. Deci trebuie să schimb o altă rutină. Dacă vine cineva în cabinet și îmi spune sunt dependent de țigări, ce trebuie să fac? Ce credeți că se întâmplă? Nu e nicio filozofie, nu e ceva super sofisticat. Schimbi rutina, la propriu. Ceea ce trebuie să faci este aici, în cap. Ce făceai înainte? Păi primul gest pe care îl făceam dimineața era să mă întind mâna după pachet. Apoi, după ce întindeam mâna după pachet, ieșeam pe balcon și fumam. Și zic, ok, acum schimbăm aceste rutine cu altele noi. Când o să-ți vină să întinzi mâna după pachet, hai să vedem cu ce înlocuim asta. Cu o gumă sau ideal cu un text biblic, cu o Biblia. Dar pentru copiii care, să zicem, sau pentru persoanele care au un asemenea viciu sau oricare altul, le este mai greu să pună mâna direct, poate un adult, da. Și atunci creează o rutină nouă. Mă întorc la încredere. Ce credeți că îmi dă mie? Am pornit de la iubirea frumoasă, necondiționată, care implică respect. Cel mai mare respect pe care Dumnezeu ni l-a arătat a fost acela că ne-a lăsat să decidem ce vrem noi cu viața noastră. Ce vreți? Dovadă mai clară de educație. Oamenii se întreabă, cum? Adică să las pe copil să decide? Nu decide tot ce vrea el, dar Dumnezeu, la fel cum nici noi nu decidem totul în dreptul nostru, Dumnezeu a decis pentru noi o mulțime de lucruri, dar ne-a lăsat ceea ce noi numim liber arbitru. Adică dacă vrei să fii cu mine, ești cu mine. Dacă vrei să fii împotriva mea, ai libertatea să fii împotriva mea. La fel și cu copilul. Tu ai opțiunea să mergi pe ceea ce îți propun eu în educație sau ai opțiunea să te dai tu cu capul de sus ca să vezi pragul de jos și aceea este o opțiune și este o formă de învățare. Foarte mulți dintre noi am ajuns, cum spunem noi, la credință. Cum? Ne-am dat cu capul, serios, chiar serios, de multe ori. Și de foarte multe ori n-am învățat din prima. Adică ne-am mai dat odată cu capul, iar am căzut. Iar ne-am mai dat cu capul, iar am căzut. Și noi vrem de la copiii noștri să facă ce? Să ne asculte orbește. Și noi
Noi avem un părinte cu adevărat în care putem să avem încredere. Nici nu există termen de comparație între noi și Dumnezeul nostru. Dar cred că Dumnezeu ne-a lăsat să experimentăm acest rol de părinte, ca să înțelegem puțin din ceea ce înseamnă să fie El părintele nostru. Și aș vrea să înțelegeți că în clipa în care eu am obținut de la copilul meu respect și încredere, ce credeți că urmează după aceea? Ce voi obține? Îmi va da un cec în alb în ceea ce privește autoritatea. Ce facem noi când ne predăm în mâinile lui Dumnezeu? Spunem, Doamne, fă ce vrei cu mine, am toată încrederea, orice s-ar întâmpla e voia Ta, facă-se voia Ta în toate lucrurile. Vă garantez că un copil care a fost respectat, care a simțit iubirea necondiționată, care are încredere în părintele lui, la vârsta adolescenței o să spună, merg pe mâna Ta, vă va da un cec în alb. Scopul oricurui părinte este să treacă de baubaul care se desfășoară între 12 și 20 de ani, adică cu preadolescență, adolescență, primii ani ai tinereții, pentru că într-adevăr este perioada în care copilul încearcă să-și caute drumul singur, identitatea. Dar ceea ce nu știe el, pentru că nu l-a învățat nimeni, este că el este ceea ce a primit ca genetică de la părinți, plus mediul care îl influențează. Și dacă respinge autoritatea mea, mediul meu din familie, o să accepte influența altui mediu. Și el, de fapt, nu are o libertate așa cum și-o imaginează el. Faptul că a acceptat să intre într-un grup în care, nu știu, se fumează sau se consumă droguri sau, nu știu, chiulez de la școală. El are impresia că este liber, dar, de fapt, s-a făcut un ce? Un sclav sau un abonat al altui tip de educație. El nu este liber și, de altfel, niciunul dintre noi nu este liber. Suntem, libertatea noastră este doar în a decela între factorii educaționali și să spun, merg pe ăsta. Aici este libertatea mea. Dar eu nu exist undeva suspendat în aer, fără influența mediului. Faptul că venim la biserică, ce înseamnă? Că ne lăsăm influențați de cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că nu merg la biserică și că mă uit la un serial, înseamnă că mă las influențat de ce voi vedea la serial. Și așa mai departe. Deci nu existăm suspendați în afara impactului mediului în care ne înconjurăm, de care suntem înconjurați. Deci aș fi vrut și închei, pentru că am zis 20 minute, dar deja s-au făcut 30. Aș vrea să reținem așa. Copiii noștri vor fi, într-o proporție semnificativă, oglinda noastră. Acolo unde am greșit, se va vedea. Dar există speranță. Cum? Ce facem noi atunci când greșim în fața lui Dumnezeu? Perfect. Vreau să vă întreb, de câte ori v-ați cerut iertare și ați greșit? Mai mult decât atât, în fața lui Dumnezeu, ce facem când chiar ne pare rău? Plângem, se rupe cămașa, da? De cât am plâns, stau în genunchi, adică sunt atât de autentic pentru greșelile pe care le-am făcut. Eu vă spun că acei părinți care experimentează o relație dură cu copilul, în care nu mai sunt respectați, cărora nu li se mai arată niciun fel de interes, trebuie să ajungă în punctul în care să spună, copilul meu, îmi pare rău, iartă-mă, dar să fie autentic. Acela e momentul de detensionare, de acolo pot să încep să construiesc și vă garantez că dacă treceți prin acest moment pe care noi îl numim T0, de acolo încep să construiesc, când copilul meu vede în mine că îmi pare rău, n-am știut, adică la propriu, sincer, nu au existat cărți de psihologie, n-am învățat să devenim părinți, n-am avut decât 9 luni și alea scurte și ca mamă
Mi era și rău, mai și vomitam, mai mergeam și la serviciu. N-am avut eu timp să mă pregătesc, iar tații oricum nu au instinct patern. Deci pentru ei este o învățătură nouă oricum. Când să mă pregătesc pentru asta? Și atunci este normal să fac greșeli. Dar ce-mi doresc de la dumneavoastră este să conștientizați acest mecanism pe care noi îl folosim în biserică, și anume iertarea. Când copilul meu va simți că sunt autentic și că îmi pare rău și că împreună construim soluții, când eu acum sunt dispus să-l ascult, garantez puține lucruri în psihologie, pentru că sunt foarte, foarte, foarte mulți factori care influențează viața noastră. Dar sunt aceste câteva și cu aceasta chiar vreau să rămânem. Timp petrecut împreună cu copilul, individual, și subliniez, individual. Când ați intrat într-o relație, n-ați venit cu mămica și cu tăticul de mână, corect? Bine, pe vremuri, pe vremea mamei mele, mi-aduc aminte că mergeau la horă și părinții. Dar asta doar la început. Că după ce se termina hora, cei care deveneau cuplu cu adevărat erau cei care petreceau timp cum? Față în față. Și uneori cu orele. Ne-a apucat dimineața, nu-i așa? Stând de vorbă cu iubitul nostru care apoi ne-a devenit soț. E, cam așa trebuie să petrecem cu copiii noștri. Să ne apuce dimineața de cât am vorbit despre orice pe lumea asta, pentru ca eu să creez o relație reală cu copilul meu. Și de aici pornind, o să ne cunoaștem unul pe altul, o să avem încredere unul în celălalt și ajungem exact în ceea ce vă spuneam, iubirea aceea frumoasă care generează respect, respectul generează încredere și încrederea generează autoritatea pe care atât de mult ne-o dorim în viața copiilor noștri. Amin.